După ce a ieșit de la Capricci, am văzut că Delia cu Liviu au urcat sus în dormitor să se schimbe Delia. Liviu o îmbrățișa pe Delia. Am văzut că a urcat și Antonia cu Cristian. Cristian glumea, îi zicea Deliei, hai să vă schimbați și să mergem toți patru în cadă să ne mai revenim. Antonia a primit în seara aceasta pachet de la mama, i-a trimis pijama. Și spunea că este o pijama cu mesaj, avea ceva cu o tabletă și Antonia a explicat lui Cristian că ea stă tot timpul pe tabletă, se uită în pat la televizor, la seriale. Avea și ceva parfumuri, lenjerie intimă. Cristian i-a luat lenjeria intimă să se uite la ea, spunea că e un material foarte mișto, se simte finuț așa și o întreba dacă îi poartă de Crăciun, pentru că erau roșii și Antonia i-a zis că o să-i poarte de Revelion. Referitor la ce s-a discutat la Capricii despre subiectul cu Laura, Antonia spunea că nici măcar nu a fost aceea situație, pentru că Delia l-a votat în gală și că ea nu s-a dus la Antena Play să vorbească.